UTA a reușit un rezultat de egalitate scor 2-2 în partida jucată în compania formației FC Botoșani. Arădenii au smuls un punct în minutul 90, atunci când au egalat, deși au jucat în inferioritate numerică. Cele două echipe și-au propus să obțină maximul de puncte în partida de la Arad, mai ales că ambele sunt în ascensiune. UTA venea după două victorii consecutive, iar FC Botoșani obținuse 3 victorii în 4 meciuri. A treia șansă care am avut-o, mai sunt 5 meciuri, e un punct câștigat în inferioritate, n-a fost ușor, am vrut să zic că ne-am bătut singur, nu ne-am a fost vina noastră, să ai 1-0 la pauză, să prima repriză am controlat jocul, am dat gol, au mai fost câteva ocazii de a marca, ei au avut bara aia bine, au vrut să centreze și... S-a mai fost același lucru, o greșeală al lui Eric, la fel ca și Mihai, la fel ca și Marcelo. N-ai voie să riști acolo. În zona de risc, ei știu foarte bine că e zona de mare risc. Deci n-ai voie să riști. Toate pentru că în situația noastră, am spus-o și înainte de joc, nu ne ajută un punct, ne ajută 3 puncte. Încercăm și pregătim meciurile să câștigăm. Ok, uneori trebuie să accept și un punct. Tot timpul mai bine să iei ceva decât nimic, dar în situația și după jocul din această seară, cred că echipa ar fi meritat 3 puncte.